Bun găsit la o nouă ediție din Viața Romilor. În emisiunea de astăzi la InfoRom vorbim despre atestarea romilor în spațiul românesc, dar și despre Ziua Internațională a Holocaustului, marcată pe 9 octombrie în întreaga lume. De asemenea, vă prezentăm ce mesaj au transmis reprezentanții Partidei Romilor prezenți la conferința Dimensiunea Umană de la Varșovia. În continuare vă prezentăm care au fost temele prioritare abordate în ședința Consiliului Director a Partidei Romilor din sectorul 5, în care au fost confirmate echipa de tineret, echipa de femei, dar și președintele organizației de seniori. Tot astăzi vedeți imagini de la relansarea Bibliotecii Rome pentru copii, găzduită de Biblioteca Națională a României, dar și ce spectacol a oferit trupa Mahala Raibanda la festivalul Alfabetul Conviețuirii de la Ploiești. La final de ediție, o revedem pe campioana Sabrina Jugănaru, premiată de Partida Romilor pentru performanțele sale. Rămâneți alături de noi! Imediat începe o nouă ediție din Viața Romilor. Data de 3 octombrie este o zi cu o semnificație aparte pentru toată populația de etnie romă de pe teritoriul țării noastre. Ziua de 3 octombrie 1385 a intrat în istorie ca ziua atestării romilor din spațiul geoistoric român. Un document semnat de domnitorul țării românești Dan Vodă sau Dan I-ul, la data de 3 octombrie 1385, atestă existența 40 de sălașe de țigani pe care le oferă mănăstirii Tismana printre alte posesiuni. Nicolae Iorga, ca și alți istorici, face referire la faptul că țiganii și-au făcut apariția în principatele române odată cu invazia mongolă din 1241-1242. În timpul războaielor cu tătarii, prizonierii au fost transformați în sclavi, iar la venirea romilor pe pământurile românești, aceștia au fost tratați în același mod ca inamicii tătari. Țiganii ocupau treapta cea mai de jos a societății, dar prin meseriile practicate aveau un rol important în economie, fie că erau robi, domnești, mănăstirești sau boierești. După anul 1600, documentele oficiale folosesc termenul rob, dar în general cuvântul țigan însemna sclav. Codul penal din Muntenia din 1818 stabilea că toți țiganii sunt născuți robi și țiganii fără stăpân sunt proprietatea statului. Romii din principate au fost catalogați până spre mijlocul secolului XIX ca bunuri agricole însuflețite, puteau fi tranzacționați sau lăsați moștenire, fără ca aceste lucruri să fie reglementate juridic. Termenul de țigănie boierească reprezenta totalitatea robilor aflați în proprietatea boierilor. Existau țiganii de curte, respectiv, slujnicele sau feciorii din casă, bucătăresele, spălătoresele, cusătoresele, sacagii, vizitii, birjarii, cizmarii, lăutarii, țiganii de ogor, argații, îngrijitorii și crescătorii de animale. Robii de la curte erau conduși de către un vătaf rom care era răspunzător față de stăpân. Singurul drept al unui sclav era cel la viață. Ei se puteau căsători doar cu consimțământul stăpânului, iar dacă cei doi aveau stăpâni diferiți, era necesar consimțământul ambilor stăpâni. Dacă robii se căsătoreau fără consimțământul stăpânilor, ei erau despărțiți și copiilor împărțiți între stăpâni. Abia în secolul XVIII căsătoria a fost declarată indisolubilă, iar stăpânii nu au mai avut dreptul să despartă familiile. Un român care se căsătorea cu o țigancă devenea de asemenea sclav. După o sclavie de peste 500 de ani, abia în secolul XIX apare în viața politică a principatelor române o avalanșă de proiecte legislative pentru rezolvarea problemei țigănești, care au dus în cele din urmă la dezrobirea țiganilor. Dezrobirea s-a făcut mai întâi în Moldova de către domnul Mihail Sturza, prin două legi emise la data de 31 ianuarie 1844, apoi în țara românească de către domnul Alexandru Ghica, printr-o lege din anul 1845. Țara noastră comemorează pe 9 octombrie ziua Holocaustului în România. Data a devenit oficială începând cu anul 2004, atunci când a fost instituită de guvern la propunerea Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, condusă de laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Elie Wiesel, și a Federației Comunităților Evreiești din România. Data amintește de evenimentul istoric petrecut pe 9 octombrie 1941, atunci când a început deportarea forțată a populației evreiești din Basarabia și Bucovina către Transnistria. Un an mai târziu au început și deportările romilor, atunci când guvernul Antonescu a decis deportarea a aproximativ 25.000 de romi în Transnistria. Mai mult de jumătate dintre aceștia, mai exact 12.923, erau copii. Mulți dintre cei deportați au murit în Transnistria între 1942 și 1944.
Genocidul romilor în Transnistria nu s-a produs prin execuții ca în cazul evreilor. Ei au fost lăsați să moară din cauza condițiilor de viață inumane la care au fost supuși. Muncă până la epuizare, înfometare, frig, privarea de asistență medicală. Puținii supraviețuitori romi care încă mai trăiesc printre noi sunt extrem de vulnerabili social. Bătrâni, bolnavi, săraci, nu dispun de niciun fel de pensie. Totuși, potrivit legii românești 189 din anul 2000, acești supraviețuitori au anumite drepturi. O indemnizație lunară, asistență medicală, călătorii gratuite cu mijloacele de transport în comun, loc de veci la cerere, precum și alte facilități. Foarte puțini dintre ei cunosc aceste prevederi legale și chiar și mai puțin reușesc să facă toate demersurile necesare, având în vedere că au o vârstă foarte înaintată. Statul român a încercat o formă de asumare a genocidului comis împotriva evreilor și romilor prin inaugurarea în anul 2009, pe data de 8 octombrie, a memorialului victimelor Holocaustului din România. Proiectul trage un semnal de alarmă și vorbește despre datoria statului român de a-și recunoaște și de a-și asuma crimele comise în timpul celui de-al doilea război mondial împotriva comunității evreiești și împotriva comunității rome. Seria deportărilor a început la data de 14 septembrie 1941, în Basarabia și Bucovina. La început, cei vizați de regimul de exterminare au fost evrei. Pe 9 octombrie același an au urmat alte deportări forțate. 26.000 de evrei din Suceava, Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Rădăuți, Gura Humorului și din alte localități din vecinătatea Transnistriei au fost supuși unui chin lung. Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului din România apreciază că în timpul Holocaustului în țara noastră și în teritoriile aflate sub controlul său, au fost uciși sau au murit între 280.000 și 380.000 de evrei români și ucrainieni, la care se adaugă și aproximativ 135.000 de evrei români care trăiau în Transilvania de Nord, precum și 5.000 de evrei români care se aflau atunci în alte țări din Europa. Alături de evrei, romii au fost de asemenea deportați mai ales între anii 1942-1943. Din cei 25.000 de romi trimiși în Transnistria, aproximativ 11.000 au pierit. Se arată în raportul final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România din anul 2004. În perioada interbelică, în România, așa cum s-a întâmplat în multe state din Europa, a existat așa numita problemă evreiască. Evreii erau văzuți ca un ghimpe în talpa societății, iar ghimpele trebuia înlăturat cu orice preț. Dar în ceea ce îi privește pe romi, în țara noastră nu a existat o politică care să-i vizeze. Chiar dacă în cronicile vremii erau văzuți ca o etnie aparte, cu o limbă proprie, ei erau tratați mai mult ca o categorie socială. Romii nu erau incluși printre minoritățile naționale, iar legislația în privința minorităților nu făcea referire la ei. În perioada interbelică, în viața politică din România, nu a existat o problemă țigănească, așa cum a existat o problemă evreiască. La recensământul populației din 1930, s-au declarat țigani 262.501 persoane, adică 1,5% din populația României. Dintre aceștia, 221.726, adică 84,5% din total, trăiau în sate, iar 40.775, deci 15,5%, în orașe. În cursul transformărilor economice din epocă, mai ales prin reforma agrară din 1920, mulți dintre ei au dobândit un statut social apropiat de cel al țăranilor români. Romii erau parte a comunității și lucrau ca meșteșugari și agricultori. Mai mult, dezvoltarea socială și economică a dus la apariția unei elite rome de tip nou, reprezentată de artiști, comercianți și intelectuali, care s-au implicat în problemele comunității și care au creat organizații ale romilor. Așadar, în acest context, întrebarea firească pe care ne-o punem este ce anume s-a întâmplat pentru ca romii să facă parte din categoria celor vânați de sistem. Teoria eugeniei a pătruns și în societatea românească. Influențați de ideile lui Robert Ritter, cel care a pregătit sub aspect teoretic genocidul romilor în Germania nazistă, câțiva cercetători români i-au considerat pe romi drept o plagă. În sprijinul opiniei lor, ei invocau situația socială periferică a romilor și criminalitatea ridicată în rândul acestora. Romii nu trebuiau asimilați pentru că ar fi pângărit puritatea rasială a românilor. Iordache Făcăoaru a fost unul dintre cei mai înflăcărați exponenți ai acestei teorii și a militat puternic pentru înlăturarea etniei rome. Într-unul din volumele sale publicate în anul 1941, acestea susținea cu vehemență că țiganii nomazi și seminomazi să fie internați în lagăre de muncă forțată, acolo să li se schimbe hainele, să fie rași, tunși și sterilizați, pentru a se acoperi cheltuielile cu întreținerea lor, trebuie puși la muncă forțată. Cu prima generație am scăpat de ei, locul lor va fi ocupat de elementele naționale, capabile de muncă ordonată și creatoare. Cei
stabili vor fi sterilizați la domiciliu. În acest fel, periferiile satelor și orașelor nu vor mai fi o rușine și un focar de infecție al tuturor bolilor sociale, ci un zid etnic folositor nației și nu dăunător. Astfel de opinii rasiste au avut în România o circulație foarte restrânsă. Populația, mediile academice, presa vremii și opinia publică au fost reticente față de aceste idei. Dar situația a început să se schimbe în 1940, în condițiile abandonării complete a valorilor democratice și ale intrării țării în sfera de dominație politică și ideologică a Germaniei naziste. La 27 ianuarie 1941, Ion Antonescu preia conducerea guvernului alcătuit fără consultarea regelui Mihai. În duhul capitalului și al neamului, în fața regelui și a generalului, ne legăm prin jertfa noastră supremă să facem cu toții un popor și o țară. Soarele sfânt de pe cer! Ideea deportării romilor în Transnistria nu a existat la începutul guvernării lui Ion Antonescu. Acesta își dorea mai degrabă așezarea romilor în sate compacte din Bărăgan. Dar alianța politică dintre România și Germania a schimbat datele problemei. Ion Antonescu a devenit unul dintre cei mai fideli aliații lui Hitler, iar România a început să ducă o politică de exterminare pe placul liderului nazist. Pentru Germania nazistă, România însemna una dintre cele mai importante surse de petrol și de cereale. De partea cealaltă, România avea un interes care ținea de identitatea națională, recuperarea Basarabiei și a Bucovinei. În primele 8 luni de război, România a asigurat 94% din importurile de petrol ale Germaniei. Serviciile erau însă reciproc avantajoase. Germania se obliga să ne livreze material de război, iar noi îi furnizam cereale. 85.000 de vagoane anual între 1941 și 1944. Astfel, Ion Antonescu a luat o decizie mult mai drastică în privința romilor. După ce România a dobândit Transnistria, deportarea romilor în afara granițelor țării devenea planul cel mai dezirabil. În 1942 au fost demarate măsuri ferme împotriva romilor, iar decizia de a-i evacua pe rom dincolo de Nistru a fost luată personal de Antonescu în mai 1942. Romii problemă, așa cum i-a numit regimul, erau compuși din romii nomazi și romii sedentari, romii care suferiseră condamnări, recidiviștii și cei fără mijloace de existență. Listele alcătuite inițial numărau 40.909 persoane. Aproape jumătate au fost ținuți în țară sub stricta supraveghere a autorităților, iar alți 25.000 de romi au fost duși în Transnistria. Politica de epurare etnică începea să fie pusă în practică. Mulți dintre romi au fost ademeniți la început de promisiunea că vor primi terenuri și chiar locuințe. Prima tranșă a romilor deportați s-a realizat în condiții facile. Romii au fost așezați pe malul Bugului, lângă județele Golta, Ociacov, Berezovka și Balta. Unii romi au fost cazați în bordeie, alții în case. De regulă s-a recurs la evacuarea unei jumătăți de sat, localnicii ucrainieni fiind mutați în casele consătenilor lor neevacuați, iar în casele eliberate au fost instalați romii. Deportații erau supravegheați de postul de jandarm local, dar aveau o oarecare libertate de circulație în cadrul comunei pentru a merge la muncă. Însă, condițiile de existență în Transnistria au fost foarte dure, iar romii au realizat ulterior că li s-a întins o capcană. Deportaților nu li se distribuia hrană suficientă, iar ei nu și-o puteau procura. Rația prevăzută de guvern nu a fost respectată. Uneori nu se distribuia cu săptămânile, nu se asigurau lemne pentru încălzire și gătit. Și îmbrăcămintea a fost o mare problemă, mai ales că la ridicarea lor de acasă, romilor nu li s-a permis să-și ia haine de schimb sau obiecte personale. Deportații erau lipsiți de cele mai elementare obiecte, inclusiv de vase de gătit. Asistența medicală era aproape inexistentă, iar medicamentele lipseau de asemenea. Cei ce dispuneau de aur, de monedă românească sau de diferite obiecte le vindeau localnicilor pentru a putea supraviețui.
Până în primăvara anului 1943, situația deportaților a fost dramatică din toate punctele de vedere. Au murit mii de romi, se murea de foame, de frig, boli și mizerie, iar cei care, printr-un miracol al sorții, totuși supraviețuiau, erau împușcați de jandarmi, fapt nespecificat de foarte multe ori în rapoartele vremii. Din cei peste 25.000 de romi deportați, aproximativ 11.000 au murit în locurile de deportare și doar 14.000 au supraviețuit Transnistriei. Romii care au supraviețuit deportării s-au întors în țară în primăvara anului 1944, odată cu retragerea armatei și a autorităților române în fața ofensivei sovietice. Dintre cei întorși în țară, alte sute de romi au decedat ca urmare a relelor tratamente din perioada deportării. Mulți dintre romii deportați, deși săraci, au fost cinstiți și nu au avut cazier. Prin drame reale au trecut chiar și familiile unor soldați romi care luptau pe front pentru România. Ciclul deportărilor s-a încheiat abia la data de 23 august 1944, când Ion Antonescu a fost înlăturat. Abia atunci s-a pus capăt pentru totdeauna politicii de exterminare, care a făcut atât de multe victime și a marcat generații la rând. În sectorul 5 al capitalei a avut loc adunarea generală a filialei Partidei Romilor sub îndrumarea domnului Nicolae Păun, președintele asociației și a altor membri din conducere. Scopul întâlnirii a fost acela de a supune votului alegerea noului președinte pentru structura de seniori și înființarea organizației de tineret și a organizației de femei, împreună cu echipele care vor conduce noile departamente. Adunarea generală a Partidei Romilor, sector 5, a avut în vedere și stabilirea unui plan de măsuri și activități pe termen lung. Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor, a ținut să puncteze neregulile cu care se confruntă cetățenii sectorului 5 și a îndemnat la acțiune și mai multă implicare din partea echipelor Partidei Romilor pentru a veni mai mult în sprijinul cetățenilor romi din sectorul 5. În fiecare județ din România trebuie să aibă loc o asemenea reuniune. Dacă poți să particip, particip cu drag. Dacă nu poți să particip, asta este. Dar n-aveam cum să nu particip aici, la organizația de suflet, ca să-i spunem așa, și la constituirea unui grup de lucru. Și o să înțelegeți foarte clar ce înseamnă grup de lucru. Mai ales în sectorul 5, unde noi așteptăm. Sau hai să ne gândim că avem așteptări, nu așteptăm, avem așteptări ca să se întâmple lucruri, lucruri în beneficiul comunității. Din punctul meu de vedere, trei lucruri importante, fundamental greșite ca abordare, din punct de vedere politic, din punct de vedere investițional, din punct de vedere al multor afaceri care s-au făcut în sectorul 5. Trei lucruri care trebuie îndreptate în acest sector. Este 1. Modernizarea sectorului trebuie să plece de la periferie către centru și nu de la centru către periferie. Asta e fundamental. Cât de mult lăsăm noi șansa copiilor care vin din spatele nostru, tinerilor care vin din spatele nostru și ce posibilități le oferim noi? Niciuna. Fiecare dintre noi ne privim cu foarte multă atenție în buzunar. Mă duc și votez conform principiilor. Ar fi altceva. Vă întrebați oare de ce UDMR-ul a ajuns la performanța asta? Nu pentru că ei sunt mai mulți ca noi, pentru că ei sunt mai principiali decât noi. Și realizează foarte clar că indiferent de ce ai face, problemele tale nu pot fi rezolvate decât dacă ai un om acolo. Organizația de femei, organizația de tineret, organizația de seniori trebuie să fie una puternică și semnalul trebuie să plece de aici. Dacă suntem puternici aici, suntem puternici în toată țara. Sectorul 5 va trebui să aibă în 2024, că asta spunea domnul președinte, alegerile parțiale care erau anunțate cu
atâtea trâmbițe și cărămizi în piept de unii și de alții nu vor mai avea loc, pentru că s-a depășit termenul legal și nu vor mai avea loc. S-a ieșit din calendar. Și vom avea alegeri la termen. Când? În anul 2024. Până atunci, noi trebuie să fim într-o construcție reală și trebuie să le demonstrăm celor din jurul nostru, celor care decid, că existăm, că românii sunt uniți, că românii au început să aibă și ei o voce în sectorul 5. Până la urmă, cel mai important pentru fiecare dintre noi nu poate fi nimic altceva decât familia. Și familia are în centrul său întotdeauna copilul sau copiii. Asta facem, stimați colegi. Luptăm pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri. Că sunt unii dintre noi pentru care putem să spunem, bă, nu-i de bine, de rău, hai că nici eu nu sunt atât de bătrân, dar nici tânăr nu mai sunt. Noi ne-am trăit traiul, ne-am mâncat mălaiul. Mai rău o să fie pentru copiii ăștia mici, care au 7 ani, 10 ani, 15 ani. Ce viitor vor avea? Partida Romilor a fost, este și va rămâne cea mai puternică organizație a romilor. După votul participanților la adunarea generală, președinții structurilor de seniori, tineret și femei au ținut să îi mulțumească președintelui Nicolae Păun pentru încrederea acordată. Este important să amintim că mandatul echipelor nou învestite va fi pe o durată de 5 ani. Trebuie să-i mulțumesc domnului președinte Nicolae Păun că a avut o mare încredere în mine și în toată echipa dânsului. Continuând cu Manea, deputatul domnul Manea și domnul secretar, doamna secretară, le mulțumesc la toți. Vreau să le mulțumesc tuturor pentru prezență, cât și pentru încrederea acordată în ceea ce privește mandatul meu ca președinte a structurii de femei la nivelul sectorului 5. Aș dori să inițiez în sectorul 5 acțiuni și evenimente pentru femei, atât pe plan social, cât și pe plan educațional și de sănătate. Militez pentru drepturile femeilor de etnie romă și pentru integrarea acestora în societate. Mulțumesc! Domnule președinte, stimați colegi, vă mulțumesc că mi-ați acordat toată încrederea. Sper să nu vă dezamăgesc. Și în ceea ce privește mandatul meu de președinte pe filiala sectorului 5 de tineret, mi-am propus împreună cu echipa mea următoarea: prevenirea și combaterea tuturor formelor de rasism, promovarea egalității de șanse și aducerea copiilor romi în sport și îndemnarea lor la școală. Vă mulțumesc! S-a relansat Biblioteca Romă pentru Copii, un proiect cultural dedicat celor mici, dar și celor mari. Cărțile scrise de către autorii romi au fost expuse în sala pusă la dispoziție de către Biblioteca Națională a României, în colaborare cu Ambasada Suediei în România, dar și alți parteneri. Proiectul se adresează atât copiilor de etnie romă, cât și copiilor neromi, adulților, cadrelor didactice și celor pasionați să descopere fascinanta cultură romă. Relansarea Bibliotecii Rome pentru Copii a beneficiat de prezența excelenței sale, doamna Therese Hayden, ambasador al Regatului Unit al Suediei. It's a huge honor for me actually to be here to take part in the reopening of the Children's Roma Library, and it is, as you've said already, Arina, it's of huge significance, of course, that the Children's Roma Library will find its home here at such a prestigious Romanian institution, the Romanian National Library. I want to thank, therefore, the director for this, and not least the founders of this project, Arina, yourself. You're of Romanian origin, of course, but your active life is in Sweden, but you are doing a lot to unite our two countries. I appreciate that very much. And also, of course, Fred Taikon, who we also have here today. It's an honor for me to meet you, a Roma
activist, Romani children's book writer, publisher, and also you've received a number of prestigious prizes in Sweden. The library is of course important in itself. Why is that? Well, it's because language matters for our history, for our cultures, for our identities, so that children will now be able to find books in Roma, whether it is their mother tongue, whether it's perhaps second language, whether it's a language that someone in the family is speaking, that they will be able to find books here. I think that hopefully will make a huge difference. So I hope this library will be well known and that the books will be well used. Proiectul a pornit în 2016 la inițiativa scriitoarei suedeze Gunilla Lundgren, a scriitorului și activistului suedez Fred Taikon, care se află cu noi astăzi aici. Și împreună cu mine am pornit această bibliotecă care să reunească cărți și activități pentru copii care se introducă în cultura romilor, pentru că este o cultură interesantă, fascinantă și care le-ar dea posibilitatea să-și asume o identitate care mulți poate că nu și-o doresc sau li se pare că este o etichetă grea de purtat. Ne interesează ca aceste cărți, această donație să intre în circuitul online al cărților și să fie o platformă pentru și pentru alte activități. Și ce mă bucură foarte mult este că datorită Claudiei Șerbănuță, care lucrează foarte mult cu bibliotecari, fosta manager de asemenea a Bibliotecii Naționale a României, au răspuns la un call 5 bibliotecare din toată țara, din Dâmbovița, din Prahova, din Vaslui, din Tulcea, care sunt interesate să lucreze cu acest material. Au primit fiecare câte o traistă cu povești rome și o duc la ele în comunitățile respective. Ceilalți copii din alte județe, din alte sate, din alte comune, cum ajung să beneficieze și ei de aceste cărți? În primul rând că există împrumut bibliotecar, deci la CRR, bibliotecile județene, bibliotecile locale poate să solicite cărți care să fie trimise prin împrumut bibliotecar sau pur și simplu făcut o călătorie în vizită în București la bibliotecă cu o zi în care se pot face alte activități. Poate să vină aici și să ceară și să ducă, să ceară cărți și să le ducă în comunitatea lor. Deci împrumutul trebuie făcut prin bibliotecă. Cărțile care se află la Biblioteca Națională a României se citesc ori loco, deci aici, sau dacă se vor la biblioteci prin împrumut interbibliotecar la cerința bibliotecarului. Vă gândiți să duceți proiectul ăsta și în alte țări, să faceți cumva o caravană, să plimbați cumva, ar fi interesant. Da, există în Suedia, așa că, da, așa că noi ne dorim în primul rând să fie în contextul românesc și bineînțeles că dacă există interes în alte părți, știu că există acum o istorie ilustrată pentru copiii romilor, Inelul cu cap de cal, și una dintre coautoare, Petra Gelbert, chiar este interesată să facă ceva și pe plan local, așa că mie mi se pare că totuși comunitatea romă din România a ajuns destul de departe cu multe lucruri și are și o tradiție, pentru că în anii 20, 1920 exista Glasul Romilor, un ziar foarte cunoscut, adică există o tradiție și eu zic că acum merită numai de continuat și încurajat copiii, pentru că ei sunt cititorii de mâine și susținătorii democrației de mâine. Biblioteca Romă pentru Copii, o inițiativă unică pentru Biblioteca Națională a României. Care este mesajul care ar trebui să-l înțeleagă cei care ne privesc? Cred că e un mesaj, în primul rând, de deschidere, dar și un mesaj foarte potrivit pentru Ziua Educației. A fost o coincidență absolut fericită. Cunoșteam acest proiect, îl cunoșteam de ani de zile
Știam că această bibliotecă se afla într-un cartier al Bucureștiului și în momentul în care Arina Stoienescu, care a mai fost într-o mulțime de proiecte anterior, mi-a vorbit despre aceste cărți, evident că i-am spus că o deschidem cu plăcere și într-un fel mesajul este și acela că într-un mod inedit vom aborda o politică, să zicem, diferită de ceea ce Biblioteca Națională face în rest. Biblioteca Națională a României nu împrumută cărți, dar ideea în legătură cu această bibliotecă romă pentru copii ar putea fi experimentarea unor forme de împrumut. Adică în măsura în care cineva dorește să le împrumute, s-o putem face. Vă gândiți să duceți acest proiect și în comunitățile sărace, unde copiii, din păcate, nu au acces la tehnologie și poate că aceste cărți i-ar salva cumva? Cumva o caravană acestor cărți v-ați gândit? Este o idee în măsura în care ne asociem cu o asociație sau un ONG, pentru că eu deja lucrez cu ONG-ul Ovidiu Ro, în sensul în care mergem în astfel de sate defavorizate și citim la copiii de grădiniță. Am fost de câteva ori și sunt de fiecare dată emoționat și m-am de gând să merg. E drept că nu citim în limba romanii. Citim cărți publicate în limba română, indiferent până la urmă de copiii pe care îi avem în față. Grupele, mai bine spus, că erau de grădiniță în care am fost, aș zice că erau cu toții absolut la fel. Adică nu am văzut niciun fel de diferență între copiii romi și copiii de altă etnie. I-am văzut la fel de veseli, la fel de curioși. Ce se vede este diferența între grupele cărora li se citește, indiferent de etnia lor, și grupele cărora nu li se citește, indiferent de etnia lor. Copiii cărora li s-au citit, pentru că se pare în pedagogia nouă, s-a ajuns la concluzia că, practic, până la intrarea la școală, până la vârsta de 6 ani, un copil ar trebui să deja să fie auzit câteva zeci, dacă nu sute, de povești. Ideea pe care o spuneți este fezabilă în măsura în care vom și vedea câte dintre cărți sunt în limba romanii, pentru că nu toate aceste cărți pe care le-am primit sunt în limba romanii. Unele sunt în ediție bilingvă, altele sunt în limba suedeză și probabil ar fi destul de delicat să mergem cu o carte în limba suedeză în oricare dintre satele României. Multe sunt albume de fotografii la fel în limba suedeză sau, dacă nu mă înșel, am văzut în limba engleză sau germană, dar ideea de a merge cred că ar fi foarte bună. Înainte de a ajunge la Biblioteca Națională a României, cărțile cu și despre copiii romi au trecut mai întâi prin mâinile copiilor din Comuna Săcele, județul Brașov. Asociațiile Cu alte cuvinte și Ovidiu Ro, împreună cu scriitorul Fred Taicon, au citit și au descoperit împreună personajele simpatice din cărți. Mă bușova Fred Taicon, haiava vandașuedo, Stocolmo. Te traiesc, aveți bachtalor. Da, vitu, mentre avem bachtale, sale rom, ca di campa mende. E ca ce a buci, ca mă lama, mă nando svedo, te chiar a buci, le comenza, ca te andă România, o gindo sas, te vare cai te putras, le glatenghi biblioteca, vare cai. Atunci, de starber parpa, le putridam e biblioteca, ando gavogu, ca busol gilesti, ando centro, ca sa scute, numai o centro musa sa ste pandavel, haete, per avella, anda goda, are și lie pandemia, n-aș fi n-aș te mai cărem buci. Acă n-a gără la knigi, mai but hasaile, s-o ne credam, trădam cu te. Numai că n-a la mă mai pe duitule, te cidas e literatura e România în dar svedo, haia că te si but autor, but manuș ca scriitore, ca crede ne, knigi s-ara mai pe nas, pe diferente comune și ba. Sibari familia Taicon, Ecaterina Taicon, Rosa Taicon. Rosa. Voi să mă revara. Voi la opre pesche da deschi buci, că voi să argentară. Hai atunci voi sicilite el ande art school, hai cute sicili mai but. Hai la che viastora, so voi querelas, sa luv de me antrego svedo. Hai vi sas la exibisia
andel cover tema. E Caterina tai consi sas la rosea che mai signi pe che rosa sas mai puri sas vol. Ai atunci von che rena sbucian de tam. E rosa lei Caterina voi la pe te querer bucile con menge and le bel scaring le suo vardes le bel andago da che le rom in che ando credo be sena sandel seri. Hai andegura preman delle belle sobre de sei caring le sobre de sta efta e le star a tu ci sa sbaresci là ando credo but ifsas hai co te pa honas per le rob a tu ci vuoi che non ha clale busosa che hai di clene o mano tam a tu ci von de ne pogol che e ta catena stintin le rom te bescenan de galla burdona che suilsi andago da von le ne pete anclen mai but activistora a tu ci von la pe te querem bucile comenge no ma sarpendem to che mai anglau mo papo o milos taikon vola pe andale bersle star valdes te querel bucile comenge te ro del nenge tama te ro del nenge kera te ro del ne possibilità te yaman de scola ha te muken le te querem bucia gai kane bucia. Sostar Campbell, amen oroma, te keras kada la butia, te skrinas pai amende, pai amaricib. Andagoda ke mai anglal debut bers palpale amaricib naira mume, naian de text. Numa kana, kana si amen, yek romani alfabeta, a kana shaira musaras knigi, sai keras noveni, sai tungura, magazinra, sai keras, hai sai ramusaras pe romanes. Hai pale godosi che le musate pena che le rom la le gaie. Ci anem but pa mende. Bon gindin ka menge sa drago ti pirasa men krugom mando svedo. Numanagudo. Le rom pirena sando svedo te roden buccia, hai savendar buccia, a me sam che il derasce. Mogo dad, mogo papu, samrem familia, von hanonas, hai kerenas harkumari bucci. Hai atunci von atunci rodnas bucci. Hai nasgudo, che bom lega e penenas, oh, le roncamente, bucena del seri, ti piravempe, gudo si romantico. Nu mă nas romantico. Ca mă nas romantico? Te bușe să îndec seria ca nasi 30 grade ușel? În România, diseminarea literaturii în general se face foarte greu. Diseminarea literaturii despre o cultură care este în principal orală se face și mai greu. Și atunci mă bucur că proiectul continuă și și-a găsit o casă la Biblioteca Națională. Și atunci când Arina mi-a spus despre acest proiect, i-am propus să mai facem niște semințe ale proiectului undeva în țară, în bibliotecile mici, care sunt deschise și sunt ținute deschise de biblioteci inimoase, de bibliotecare inimoase, pe care le cunosc din proiectele pe care le facem în întreaga țară și în Republica Moldova. Și în aceste comunități, de cele mai multe ori există și copii care vin din comunitatea romă. Există școli unde acești copii învață și orice resursă care poate ajunge către ei le este de mare folos. Și atunci dorim să avem biblioteci deschise, care să aibă mici rafturi cu cărți despre cultura romă, ca să deschidem orizontul cât mai larg și să dăm mai multe șanse tuturor celor din comunități. Câte doamne bibliotecare au venit astăzi și de unde sunt? Avem 5 bibliotecare din județele Dâmbovița, Tulcea, Vaslui și Prahova. Sunt doamne care deja fac activități cu comunități în care toată lumea este binevenită să participe, cu oameni de diferite vârste, de la copiii cei mai mici la adulții cei mai încăpățânați. Sunt niște doamne care deja mută munți, cum spun eu, și care sunt dornice să învețe să facă lucrurile acestea cât mai bine și să deschide cât mai larg ușile bibliotecilor lor. Să înțeleg că va fi câte un stand și în fiecare localitate pe care ați menționat-o, unde va fi mai exact? În școală? Adică ca și locație,
nu știu, v-ați gândit la un loc anume, amenajat sau? Da, locul este deja gândit, deja există, deja este viu, se numește Biblioteca Publică. Că e o bibliotecă publică sătească sau că este o bibliotecă municipală, bibliotecile sunt deschise în întreaga țară. Există o lege care obligă autoritățile locale să aibă biblioteci deschise și atunci, acolo unde ele sunt deja deschise, rafturile sunt pline de cărți, iar acest colț, dacă vreți să-i spuneți, nu va fi un colț, va fi un pachet de activități care va include atât copiii, cât și părinții, cât și profesorii, educatorii, învățătorii care doresc să poată să lucreze cât mai bine și mai eficient pentru toți copiii din comunitatea lor. Cum bibliotecile sunt locurile cele mai democratice din comunități și cum reprezintă o bibliotecă publică, locul meu era să fiu astăzi aici la deschiderea bibliotecii Rome pentru copii. M-a bucurat nespus lucrul acesta, pentru că în biblioteca noastră copiii, copilăria este la ea acasă și nu are nici etnie, nici naționalitate. Este pur și simplu copilărie și copiii se simt în bibliotecă la ei acasă. Așadar, un asemenea proiect este binevenit în comunitatea noastră și în biblioteca din Șirna. V-aș întreba, apropo de biblioteca de acolo, copiii care trec pragul acestei biblioteci, sunt copii rom și copii nerom deopotrivă. Există apetență, îi vedeți dornici pe copiii romi mai ales să citească, să descopere universurile pe care le păstrează cărțile? Toți copiii, cum spuneam, sunt deschiși către carte și stă în puterea noastră a adulților să creăm contexte pentru ca ei să fie aproape de carte, aproape de valorile pe care dorim să le promovăm și de asemenea aproape de cultura fiecăruia. Că vorbim de cultura română, că vorbim de cultura romanii, de limba romanii, este foarte, foarte bine. Ați promova acest proiect în cadrul comunității? Veți anunța pe părinți și pe copii deopotrivă că de acum, iată, biblioteca s-a îmbogățit și cu un colț dedicat literaturii romanii? Este o bucurie pentru mine. De câte ori pot să vin cu o idee nouă pe care pot să o implementez în biblioteca din comunitatea mea și atunci când pot să fac o bucurie, indiferent că adulților sau copiilor. În trecut, Biblioteca Romă pentru Copii a fost găzduită de Centrul Național de Cultură a Romilor, RomanoCare. Colaborarea cu alte instituții care contribuie la dezvoltarea Fondului de Carte a Minorității Rome, evident, rămâne deschisă. Salutăm acest proiect, ne bucurăm că există acest nou spațiu, practic, dedicat cărții pentru copii, cărților scrise în limba romanii. Noi, de altfel, la Centrul Național de Cultură, dacă ați menționat instituția la care lucrez, noi avem în cadrul centrului un program de publicare de cărți pentru copii, tocmai în ideea de a crea un fond de carte. De altfel, foarte multe dintre titlurile pe care noi le-am publicat la editura Centrului Național de Cultură a Romilor, care au devenit cărți publicate, au fost distribuite către bibliotecile locale, ceea ce ni se pare extraordinar, pentru că deja, dacă vreți, informal, există această preocupare și interes, deci cărțile se regăsesc cumva. Bine, nu aceleași titluri, vom vedea cum putem și noi să contribuim la dezvoltarea acestui fond de carte, care, iată, acum se găsește la dispoziția copiilor în cadrul Bibliotecii Naționale. Este un gest normal, dar este și cu atât mai mult îmbucurător pentru noi că există acest fond de carte, iată, cu inițiativa scriitorilor rom și nerom din Suedia. Este un gest care ar trebui să ne încurajeze și pe noi și să avem cât mai multă producție de carte, să încurajăm scriitorii rom să scrie
pentru copii să scrie în limba romanii, cu atât mai mult acest lucru ne va ajuta cu siguranță la promovarea și dezvoltarea limbii romanii totodată. Este minunat că se întâmplă acest lucru, trebuie să avem grijă să citim, să avem grijă și ceea ce citim. Copiii au dreptul să cunoască despre sau să se regăsească, să-și regăsească elemente din istoria și cultura în care, în care cresc. Și de asemenea, cred că și pentru societate este foarte bine să existe acest gen de inițiativă. O carte este o lume întreagă, schimbă percepții, schimbă mentalități și sperăm noi că odată cu aceste cărți disponibile, accesibile copiilor rom și neron, dar și părinților sau cadrelor didactice, va pune acolo, va sădi un grăunte de înțelegere interculturală, de dialog. Cum se traduce acest fond de carte care tot apare, iată și la Centrul Național de Cultură, acum și la Biblioteca Națională a României? Vedeți rezultatele? Mai mulți copii care sunt dorinți să învețe limba româniei, să se întoarcă la tradiție, la trecutul lor, să și-l descopere. Vedeți asta din... Absolut. Există un interes crescut al copiilor. Ideea nu este să se întoarcă la tradiție, pentru că modernizarea unei culturi este absolut necesară, altfel nici o cultură nu ar putea să reziste dacă ea nu s-ar adapta și nu ar crea la rândul ei cultură, da? Identitate, valori. Da, ideea este că românii nu trebuie neapărat trimiși la întoarcerea la tradiție, ci descoperirea acelei culturi sau redescoperirea acelei culturi în elementele ei esențiale, autentice, într-o istorie cunoscută, o istorie documentată și ceea ce vedem noi acum este că sunt foarte mulți tineri care doresc să știe despre istoria noastră, despre limba romanii. Descoperim foarte mulți tineri care spun, dar eu nu am știut niciodată până la liceu sau până când nu am întâlnit o asociație despre faptul că romii sunt aici de peste 500 de ani, că limba romanii este o limbă care se vorbește în mai multe țări din Europa, că este o limbă care are originile sanscrită, deci este o limbă atât de veche și de valoroasă în același timp. Deci sunt foarte multe elemente care trebuie să făcute cunoscute. Din ce am descoperit noi, din întâlnirile pe care le-am avut, sunt încântat să se întâlnească cu scriitorii romi. Și emoția este deosebită atunci când primesc sau ascult, eu știu, poezii sau, eu știu, alte cărți scrise în limba romanii sau scrise de scriitori rom, chiar dacă nu scriu în limba romanii, fiind sunt scriitor de limba română. Cele 60 de volume scrise de autorii romi sau care au în centrul poveștilor personaje de etnie romă își așteaptă cititorii la Biblioteca Națională a României. Săptămâna aceasta la Varșovia s-a desfășurat conferința Dimensiunea umană, organizată de Oficiul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. În cadrul dezbaterilor au fost abordate teme privind statul de drept, democratizarea, toleranța și nediscriminarea, precum și situația romilor și Sinti în zona OSCE. Delegații au vorbit despre respectarea drepturilor omului, îmbunătățirea accesului la educație inclusivă pentru copiii romi, situația drepturilor romilor din Ucraina și statele învecinate, dar și despre lansarea celei de-a 7-a ediție a zilelor memoriale ale Holocaustului. Reprezentanții Partidei Romilor au participat la eveniment și și-au expus opiniile în cadrul celor mai importante sesiuni de dezbatere. Președintele Agenției Naționale pentru Romi, Iulian Paraschiv, a subliniat în discursul său că romii din Europa au fost afectați puternic de crizele sociale care s-au suprapus în ultima perioadă. We fully subscribe to the statement by the European Union. Allow me some remarks in national capacity.
The situation of Roma in OSCE area has been strongly affected by the complex overlapping of recent crises, health, social, economic, and more recently, the energy-related crisis. As we all know, the crises are being aggravated by the consequences of the unjustified, unprovoked, and illegal military aggression of the Russian Federation against Ukraine, which we strongly condemn. This regional and global crisis had a strong impact on the human rights, rights of the person belonging to minorities, and affect disproportionately the vulnerable groups in the participating states, such as Roma, migrants, refugees, or persons with disabilities. With particular focus on Roma, we call upon the participating states to intensify their efforts in condemning and combating hate speech in the public discourse. As states' representatives, we all have the responsibility to address the issue, which can lead to further marginalization, exclusion, and hate crimes. Hate-motivated attacks and violence against Roma and Sinti individuals must be immediately and fully investigated and responsible persons held accountable. In order to ensure equality, more efforts are needed in all states regarding the participation of Roma and Sinti to public and political life, in particular women and youth, as well as regarding access to education, health service, and labor market. In this regard, the recently adopted Romania National Roma Integration Strategy has targeted education, employment, healthcare, culture and identity, and housing policies. We reiterate our calls for full implementation of all OSCE commitments regarding Roma and Sinti and our firm determination in this respect. We also commend in the work of leader in this regard. Delegația Organizației de Tineret a Partidei Romilor, condusă de președintele Ionuț Păun, a avut întâlniri cu liderii delegațiilor statelor participante. În cadrul discuțiilor, acesta a atras atenția reprezentanților statelor Uniunii Europene asupra noilor pericole care pot afecta minoritatea romă, apărute odată cu expansiunea forțelor extremiste în Europa. The Roma Party Pro Europe Association has 45,000 members across Romania and represents the Roma minority in the Parliament of Romania, with numerous local councillors elected at local election. Our association is working directly with the Roma communities for a better access to education of Roma children and preserving the Roma culture, identity and tradition. Until now, the political parties from all spectra have managed to manipulate the Roma voters. The populism creates false expectations also for Roma communities that are still facing the racism in their daily lives. Work in and with the Roma communities should start from bottom to top at grassroots and give a voice to those that are not listened. We need to focus on issues the Roma in the OSCE area are facing on a daily basis, discrimination and marginalization. Will increase situation they are constantly scapegoated. The Roma rights are constantly denied and we strongly believe that there is a need for the participating states to strengthen the existing tools to effectively defend and realize their rights. Apart from the multiple crises we are facing nowadays, what is more worrying are the extremist parties that are rising all across Europe. Such political entities with no respect for minority and the human rights are in the position to decide the national policies for minorities included. The participant states need to take a stand against any extremist statements and action that are toxic for the whole Roma community, affecting the Roma integration process. We are strongly convinced the delegates to this conference will fully understand the importance of realizing the Roma rights and will stay committed towards
their institutional obligation. Oficiul pentru instituții democratice și drepturile omului al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa este un organism menit să asiste statele participante în implementarea angajamentelor lor legate de dimensiunea umană, inclusiv angajamente legate de drepturile omului, combaterea discriminării, democratizarea și statul de drept. În perioada 30 septembrie-2 octombrie, la Ploiești s-a desfășurat cea de-a noua ediție a festivalului Alfabetul Conviețuirii, proiect inițiat de Uniunea Elenă din România, în parteneriat cu Primăria Municipiului Ploiești, Consiliul Județean Prahova, Guvernul României, prin Departamentul pentru Relații Interetnice și Ministerul Culturii. Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc în Palatul Culturii din Ploiești. Vă mulțumesc în primul rând pentru prezența alături de noi. Pentru mine este o mare bucurie, în calitate de președinte și deputat al Uniunii Elene din România, să organizeze această manifestare împreună cu toate minoritățile naționale din această țară primitoare, dar și cu foarte mulți invitați din Grecia. Bucuria mea este cu atât mai mare cu cât festivalul se desfășoară sub egida administrației prezidențiale a României. Avem peste 900 de artiști care vor lua timp de 3 zile pe scena Alfabetului Conviețuirii, peste 60 de spectacole, avem concerte și vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și domnului deputat Cătălin Manea, dar și domnului președinte al Partidei Romilor pentru contribuția esențială în ceea ce privește, iată, acest festival, pentru că vom avea alături de noi și Mahala Raibanda în concert, ceea ce nu este puțin lucru, Ionuț Galani, un lucru extraordinar pentru că vom avea peste 24 de ore de spectacol. Vom avea, iată, astăzi deschiderea oficială, o deschidere în care avem deosebită și plăcere și onoare să-l avem pe consilierul prezidențial din partea administrației noastre, a României, administrația prezidențială. Avem deputați foarte mulți care ne onorează cu prezența, avem miniștri, secretari de stat. Un lucru foarte interesant, avem doi primari din Grecia, care, iată, au venit și cu trei ansamblu care vor evolua pe scena Alfabetului Conviețuirii. Sperăm noi o manifestare a bucuriei, o manifestare care să aducă valoare adăugată din punct de vedere cultural, nu numai ploieștenilor, așa cum a spus dumneavoastră, ci tuturor participanților. De obicei, pentru că așa cum bine știți, aceasta este cea de-a nouă ediție, în cele trei zile de spectacol avem peste 40.000 de spectatori. Sperăm să batem recordul anul acesta. Palatul Culturii este punctul zero al evenimentului și totodată punctul de plecare al unei, zic eu, reprezentative defilări, nu? Da, vom avea și o defilare, o paradă a costumelor. Toate ansamblurile vor fi alături de noi. Oficialitățile vor deschide această defilare, spunem noi, de excelență. Sigur, mai mult decât atât, avem și un vernisaj, o expoziție cu titlul Periplu Prahovean. Avem toate personalitățile care au contribuit la acest vernisaj, sunt alături de noi și mă bucur că sunt unul dintre profesori universitari care am adus valoare adăugată și acestei manifestări, mă refer la vernisaj. La eveniment au participat reprezentanții ai tuturor minorităților din România, îmbrăcați în port specific, lucru care a colorat la propriu străzile din Ploiești. Locuitorii urbei, dar și numeroși oaspeți ai singurului oraș din Europa, care găzduiește un muzeu al ceasului, au putut admira impresionanta paradă, spectacolele de muzică și dansuri ale minorităților, întreaga atmosferă de sărbătoare creată de organizatori. Dincolo de bucuria produsă de festivalul Alfabetul Conviețuirii, mesajele oficiale extrem de importante ale președintelui și Parlamentului României au putut ajunge la publicul larg prin intermediul instituțiilor de presă prezente la eveniment. Mulțumesc, domnule deputat Dragoș Nistopol, președinte al Uniunii Elene din România, și cum să spun că sunt bucuros că această frumoasă zi ne găsește pe toți împreună în acest cadru. Distinse autorități elene, oaspeți ai României, distinse autorități locale și centrale românești, adresez salutul meu călduros tuturor celor care participați la cea de-a noua ediție a Festivalului Interetnic Alfabetul Conviețuirii. Anul acesta desfășurată sub egida administrației prezidențiale. Ploieștiul îi reunește pe reprezentanții minorităților naționale din România. Îi felicit pe organizatorii festivalului, Uniunea Elenă din România,
și pe partenerii instituționali care au sprijinit consistent festivalul, oferindu-i continuitate și prestigiu. Titlul pe care l-ați dat festivalului este sugestiv. Conviețuirea se învață, precum alfabetul, în școală, dar și în familie, ca și în viața cotidiană. Președintele României, excelența sa, domnul Klaus Werner Iohannis, a subliniat deseori importanța modului în care statul român și noi, cetățenii, ne putem raporta constructiv și pozitiv unii la ceilalți, urmând idealul european al unității în diversitate. Este important să creăm cadrul propice întâlnirilor de felul acestui festival, care pun în valoare diversitatea culturală a României, pentru a face cunoscută, apreciată și perpetuată tradiția noastră de bună conviețuire. Lecția conviețuirii începe prin cunoaștere și educație, prin înțelegerea a ceea ce avem în comun și prin valorificarea a ceea ce este aportul identitar specific fiecărei comunități. Așa se poate consolida armonia socială, solidaritatea națională și modelul nostru de dialog interetnic, intercultural și interreligios. Alfabetul conviețuirii ne întărește în fața barbariei și extremismului. Mă bucur că manifestările din cadrul festivalului beneficiază de prezența atâtor tineri, fiindcă vouă vă revine răspunderea de a purta mai departe însuflețitul mozaic al diversității culturale din țara noastră. Dar mai este un lucru, prin bucuria de a-și face cunoscute tradițiile și obiceiurile, tinerii reprezentând minoritățile naționale din România, ne ajută și pe noi să redescoperim bucuria de a fi împreună. Pentru acest lucru vă mulțumesc și vă doresc, dragi participanți, să aduceți bucurie comunităților pe care le reprezentați cu cinste și să cultivați în continuare zestrea primită. Dragi prieteni, Darwin spunea că o precondiție a evoluției este diversitatea. Și eu cred că dacă mă uit în jurul nostru, vedem o bucățică din dreptatea lui Darwin aici. Peste tot în lumea vie, lucrul acesta s-a dovedit a fi adevărat. Vă spun lucrul ăsta acum pentru că este o datorie a noastră, a tuturor, să nu lăsăm ca încercările de a uniformiza din nou lumea, pe care le vedem venind din două direcții. Din două direcții ideologice, să vă feriți de ideologii, sunt împenii toate. Este datoria noastră ca lucrul acesta să nu se întâmple. Trăim într-o Europa, într-o lume în care din ce în ce mai mult, nu pentru că sunt mai mulți, ci pentru că sunt mai zgomotoși, se aud vocile acestor două ideologii care încearcă să uniformizeze oamenii, care încearcă să-i facă pe toți să fie la fel, care încearcă să-i facă pe toți să nu mai fie liberi. Nu avem voie să lăsăm ca lucrul acesta să se întâmple. Iar noi care ne proclamăm altfel, care cu bucuria, cu aroganța bucuriei, cu aroganța bucuriei, spunem că suntem fiecare dintre noi diferit. Spunem că suntem fiecare dintre noi un miracol în sine și că nu o să fim niciodată ca celălalt, dar o să ne înțelegem perfect de bine cu el, pentru că știm să-l respectăm, știm să-l admirăm, câteodată știm să-l iubim. Trebuie să exprimăm această diversitate în orice mod. Alfabetul conviețuirii este un mod minunat de a o exprima. Și prin ceea ce organizează an după an grecii aici la Ploiești, mă face să cred că avem în noi această putere
și că toate aceste încercări de a ne uniformiza nu vor ajunge niciodată să triumfe în România. Va triumfa minunăția asta de diversitate, de apururi. Vă mulțumesc! În ceea ce privește minoritatea romă, vreau să vă transmit salutul Partidei Romilor, salutul președintelui organizației noastre, domnul Nicolae Păun. Aș vrea să-i acord distinsului meu coleg, domnului deputat Dragoș Zisopol, coleg de bancă în Parlament, o diplomă de excelență, o diplomă pentru susținerea și promovarea inițiativelor legislative în scopul promovării și dezvoltării culturii și identității rome din România. Domnul Dragoș Zisopol, alături de domnul Varujan Pambucian și de mulți alți colegii mei, vă rog, domnule Dragoș Zisopol, să primiți această distinție. Și aceeași distinție eu acord și domnului Varujan Pambucian, liderul grupului parlamentar al minorităților naționale.
și pasul, astea bă, țin balansul! Ediția din Viața Romilor din 17 septembrie vă prezentam povestea de succes a unei tinere de etnie romă, triplă campioană națională la box feminin, legitimată la clubul ACS Spumă Box din capitală. La numai 16 ani, Sabrina Jugănaru are deja în palmares titluri importante obținute la categoria sa de vârstă și de kilograme. Aceste distinții îi confirmă valoarea într-un sport complex care solicită mult efort și dedicare. Performanțele sale sportive nu au trecut neobservate, iar Partida Romilor, la inițiativa președintelui Nicolae Păun, a recompensat talentul, munca și ambiția demonstrate de tânăra sportivă.
Sabina, iată, pentru performanța ta și pentru efortul pe care l-ai depus, Partida Romilor îți oferă aici un premiu și să știi că te încurajează și te sprijină în toate eforturile tale. Mulțumesc foarte mult, chiar apreciez faptul că ați fost lângă mine și mulțumesc Partida Romilor, vă mulțumesc, maestre, că m-ați ajutat și că ați fost alături de mine. Și le mulțumesc și părinților pentru că mi-au dat curajul și puterea de a trece peste. Este important să știe și cei care vor să ajungă la o astfel de performanță. Care sunt cele mai mari provocări pe care le-ai întâlnit? Păi, în primul rând, este o bună alimentație pentru că ne și chinuie puțin pentru că depinde și de noi, cât noi trebuie să ne echilibrăm masa. Noi, adică, practic, eu fac o categorie de 80 de kg și este puțin cam greu. Este cam greu, trebuie să ajung un pic mai jos față de ce am avut, dar cu mult efort și multe încurajări, da, ambiția contează foarte mult. Care este următorul tău obiectiv? Să demonstrez la toată lumea că Sabrina poate, mai ales îmi doresc să ajung la europene. Și mai sus, încet cu încet. Aș vrea să ne spuneți și dumneavoastră cât de mult contează premiul pe care l-a primit astăzi Sabrina. Pentru mine, premiul care i s-a oferit acestei copile înseamnă foarte mult pentru că i s-a aprobat, adică, cum să vă spun eu, totuși a arătat cineva că copilul ăsta are valoare și merită cât de cât un pic, nu, partea financiară la ei nu contează, pe ea contează pentru că cineva a venit și a încurajat-o. Și în primul rând vreau să vă mulțumesc și Partidei Romilor pentru efortul depus pentru a premia acest copil și efortul depus de a veni după noi să demonstrăm că sunt copii din familii de rom care sunt foarte, foarte talentați și lumea îi marginalizează. Asta este greu, să face ură de rasă. Să știți că la noi în sală avem și de etnie romă și copii de asta români, dar la noi nu se ține cont că sunt țigani, că sunt rom, că sunt moldovean, nu. La noi copiii se iubesc ca frații, suntem o familie. La noi nu se face discriminare, în primul rând. Și ei știu destul de bine, pentru mine copiii ăștia înseamnă tot. Sunt copiii mei ca familia mea. Cu prilejul vizitei la clubul sportiv din capitală, am descoperit copii și adolescenți deosebiți pentru care boxul reprezintă o mare pasiune. Încă de la vârste mici, copiii au ambiții mari și aici învață că pot să depășească orice piedică. Cum te simți alături de colegii tăi aici? Mă simt ca acasă, ca o parte din familia mea. Și nu este greu totuși să faci și școală și antrenament? Fac ceea ce îmi place. Școala e pe primul loc, dar și boxul, sportul. În micuța sală de antrenamente, timpul trece în ritmul mănușilor care lovesc sacii de box și al pașilor rapizi din jocul de picioare. Pentru micii boxeri, niciun efort nu e prea mare și cu toții abia așteaptă să-și poată demonstra valoarea în ring. Hai să stăm de vorbă cu un viitor campion. Cum te numești? Barbu Denis. De cât timp faci tu box? De un an și jumătate. De ce ai venit să faci box? Ce ți-a plăcut? Ce te-a atras? M-a atras acțiunea, adrenalina. Vreau să ajung undeva sus. Care sunt obiectivele tale acum? Național, mondial, ce-o fi? Nu ți-e greu să te antrenezi așa, cu gips? Nu. Eu vin și așa. Numai să mă antrenez. Antrenorul le cultivă mentalitatea de învingători, iar pentru cei mai mulți, Sabrina este un model de succes. Nu este un sport greu pentru fete? Este, până la urmă nu toate pot să facă, dar e bun pentru tine, pentru apărare. Am văzut că ești bună prietenă cu campiana voastră, cu Sabrina, și este un model pentru tine? Da, am învățat mai multe chestii de la ea, îmi place să mă joc cu ea practic și da, e bine să vezi de la ea.
Clubul este afiliat la Federația Română de Box, are peste 20 de elevi legitimați, copiii sunt foarte conștiincioși și uniți și se ajută permanent la fiecare antrenament. Rămâneți alături de noi în fiecare săptămână și vizionați și celelalte producții realizate de echipa noastră. Ca element de noutate, ne-am extins activitatea atât prin ediții speciale de tip podcast, cât și prin sesiuni live în mediul online, unde muzica și invitații de top dau tonul distracției. Chestiunii Rome este un nou podcast dedicat poveștilor de viață spuse chiar de către protagoniștii acestora. Invitații Monicăi Cornea ne vorbesc fără prejudecăți și fără ocolișuri despre ceea ce au trăit și trăiesc, despre ceea ce ne poate inspira și motiva. Podcastul Chestiunii Rome va putea fi urmărit online, vinerea de la ora 18, pe canalele noastre de social media. M-aș întoarce un pic la copilăria ta și cei care ne privesc sau care ne ascultă sunt probabil curioși cum ai făcut tu, cum te-ai apucat de sport, de când, ce educație ți-au dat părinții, cum te-au îndrumat sau a fost pur și simplu alegerea ta să... Da, a fost alegerea mea. Am ajuns la karate dintr-o întâmplare, ca toată lumea din vremea aceea, sunt component al generației cu cheia de gât. Ne uitam la filme, apăruseră filmele cu Bruce Lee, celebrele filme cu Bruce Lee. Și după vizionarea unui astfel de film, Intrarea Dragonului în scenă se numea, mi-aduc aminte. N-ai cum să nu-l știi. Da, sigur. Împreună cu un prieten de-al meu, Marius îl cheamă, am fost să refacem o scenă din acel film. A, voi ați vrut să faceți o secvență acolo? Da, am vrut să facem o secvență, da, să mergem, să ne urcăm pe școală și să coborâm de acolo pe o frânghie. Ne-am pregătit, ne-am luat un rucsac, o sfoară destul de subțire, dacă mi-amintesc bine, și un diamant pe care îl găsisem în scurele lui taică-miu. Un diamant de tăiat geamuri. Ne gândeam că am avea nevoie și de așa ceva. Era trusa completă. Pe modelul filmului. Da. Și norocul nostru a fost că n-am mai ajuns pe școală, cine știe ce s-ar fi întâmplat. Înainte să ajungem pe acoperișul școlii, am auzit gomote, țipete din școală, la etajul 1, și am intrat acolo să vedem despre ce e vorba. Era o trupă de karate, un club, clubul antrenorului meu. Oră de sport, primului, probabil, antrenamente. Erau antrenamente, da, antrenamente de karate, clubul primului meu antrenor, Nicolae Bănuțoiu, căruia îi și mulțumesc pe această cale. Păi ai intrat pe geam și ai rămas acolo, Cătălin. Da, și am rămas acolo mult timp până când am ajuns la Dinamo. Alternativ cu podcastul Chestiunii Rome, Vali Rubiță vă invită la un ceai cu rom, unde poposesc nume mari ale muzicii, artiști ai momentului, dar și poveștile din spatele succesului acestora. La un ceai cu rom, sau de ce nu, la un pahar de vin, stăm la șuetă cu artiști cu ștate vechi ai muzicii lăutărești, dar și cu cei din noua generație. Bună seara, bună ziua, cum vrei să spunem, Nicolae? Bună ziua! Am avut... Am zis bună seara, că am văzut că e mai... Da. N-avem geamuri aici. Da, am avut și am marea plăcere să stau de vorbă cu tine, pentru că de câte ori te-am întâlnit, am avut foarte multe subiecte. Și am zis, bă, ce-ar fi să-l chem și la un ceai cu rom? Deci, romul fiind podcastul tu. Ăsta, mă rog, cum vrei tu, podcastul ăsta se numește La un ceai cu rom. Să rămână de invitație. Așa. Cu tot dragul vin, pentru că nu trebuie să ascundem, să spunem de la început că suntem prieteni foarte buni și ne știm nu de ieri, de astăzi, de, deci prima, prim, de o viață. Primul contact mai serios, bine, noi ne primam, treceam unul pe lângă altul prin buftea, da. A fost în 2006, când am avut șansa să joc alături de tine în Poveste de cartier. Ne
nu se va de taci. Agentule, citez, nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală săvârșită din cauza unei constrângeri fizice căruia făptuitorul nu i-a putut rezista. Asta așa, mesaj de la avocata. Mă loc de Paul. Am poveste de cartier. M-au chemat la casting și zice, domne, uite, trebuie să dai un casting că e un film mare și cu actori mari și... Ok. Cine mai joacă? Păi Dinică. Știi, când îți ia mău, când zice, Dinică, îți dai seama. Și eu zic, da, Dinică ce joacă? Haide să nu... Și zic, domne, ia să dau probă în locul... Pe același rol cu domnul Dinică, cu maestru. Haideți, mă. Vreau, vorbesc serios. Te rog să vorbești cu producătorul, să spui, uite măi, Nicodim vrea să dea... Dă Nicodim cu... Mă rog, a avut o discuție așa și zice, e de acord. Dă textul. Am dat textul, zice, da, ai luat proba. Așadar, aveți toate motivele să ne urmăriți în fiecare săptămână. Kakir dilan